Iar am reușit performanța de a pleca la ora 7 din campare. Ne-am oprit în Bicaz, unde vom lua masa, după care vom traversa cheile Bicazului, ne vom opri la Lacul Roșu. Nu știu dacă și vom campa acolo, însă vom vedea pe drum ce ne așteaptă, cât de obosiți ajungem acolo. Dar până acolo, hai să mâncăm și să ne punem după aia la drum. Am ajuns într-un final și la Lacul Roșu. Ne-am oprit pentru o pauză de chiurtoș. Era poftă de ceva dulce. Am fost un timp bun până aici, cred că undeva la 2 ore jumate de la Bicaz, condițiile în care avem și 40 de kg de bagaj în spatele bicicletei. De aici urmează să plecăm către Gheorgheni, urcând mai apoi către Zetea. Probabil acolo vom și nopta. Am ajuns și în pasul Pângăraț. Suntem aproape la 1300 de metri altitudine. De aici avem de coborât cam 20 de kilometri până la Gheorgheni. Vântul bate destul de tare din spate, sperăm să nu ne incomodeze foarte tare la coborâre. Ne vom lua și căștile în cap. De la Gheorgheni ne va aștepta iar o urcare destul de grea până spre Zetea. Dar întâi să ne vedem ajuns cu bine acolo. Opa, da, ne-am oprit pe malul lacului Zetea, aici vom campa peste noapte, într-un camping frumos, destul de frumoasă zona, au și plajă unde poți face baie, te poți plimba cu caiacul, frumos, frumos amenajată. Mâine vom încerca un pescuit la Păstrăv, pe râul Târnava, dar până mâine va trebui să ne odihnim puțin în noaptea aceasta, pentru că astăzi a fost o zi lungă. Făcut undeva în jur de 120 de kilometri și suntem destul de obosiți. Așadar o să ne băgăm nasul de vreme, urmând ca mâine, cum ziceam, să încercăm o partidă de la Păstrăv. Am plătit taxa de pescuit
la, aici la un magazin. Iar după ce voi termina de hrănit găinile, voi merge și pe, și pe râu. Abia aștept să văd ce, ce mă așteaptă acolo. Ha, hai să împărțim. Am ajuns să împart sandwich-ul cu, cu găinile. Opa, ușor. Am ajuns într-un final și pe râu. Voi desface rapid bățul. O să încep partida cu o rotativă. Călărea mea care răspunde ceva. Este? Ba da, este. Este unul. Un păstrăvior. Ia să vedem. Sau ce e? Sau lipan. A, nu. Un clean. Oh. Da, asta nu prea mă așteptam să prind aici. Am luat un clean. Ia uite. Nu știu dacă e foarte bine că am prins clean. De obicei unde apare cleanul dispare păstrăvul. Cam ăsta e clenuțul. Hai să-i dau drumul. Când l-am văzut așa alb, am zis că e lipan. Dar... nu e lipan, ci clean. O să mai fac câteva lansări. Apa este puțină, puțin de totul burie. Uite că l-am mai luat unul. Ia să vedem. Nu, a scăpat. Da, am mai avut să seamă un atac. Da, este. Să pare un pic mai mare. Ia să văd. Da, e o idee mai mare, dar tot clenuție. Să am grijă cu el, pentru că am cârligele de barbetate. Aici pe râu numai cârlige de barbetate ai voie să pescuiești. Nu, e clean. Cam ăsta e cleanul. Ușel. Asta e de-n drumul ușurel. Hai! Fugi! Da, plin de clean aici în zonă. O să mai fac câteva lansări, după care cred că o să mai schimb locul, pentru că vreau să prind și păstrăv, nu doar clean. Uite. Hop. Ah, tot clean. Al treilea loc în care prind un clean. Nu prea e deloc bine.
că pleacă, mă. Că pleca cu ea, dar nu eram pe fază. Da, l-am luat.